La fața locului, polițiștii l-au identificat pe cel reținut, un boimăran de 19 ani, și au stabilit că acesta a forțat capacul rezervorului și a reușit să fure 30 de litri de motorină. În cauză a fost întocmit dosar penal și se desfășoară cercetări. Implicarea cetățenilor e foarte importantă în prinderea unor infractori și recuperarea prejudiciului, spun polițiștii, care încurajează astfel de atitudini atunci când nu sunt puse în pericol viața și integritatea celui care intervine.